În ultimii 5 ani, copiii din centrul de zi, care aveau rezultate bune la învățătură, un comportament decent și care frecventau centrul, erau răsplătiți cu o vacanță la mare. Acum acest lucru nu va mai fi posibil din cauza lipsei banilor. Dacă în ultimii 5 ani, în fiecare an, am trimis copiii la mare, am trimis un număr destul de considerabil de copii, între 10 și 20 de copii la mare. Iată că, începând cu 2010, copiii nu vor mai beneficia de acest sejur pe litoral. Dacă și-au luat adio de la mare în acest an, copiii din centrul de zi vor merge să se răcorească și să se distreze pe râul Jaleș. Încerca să suplinim scalda la mare cu scalda la Jaleș sau scalda pe un alt râu din județul Gorj. Vrem să le creăm niște momente plăcute, așa cum am făcut și anul trecut cu copiii care n-au mers la mare. Pentru acești copii, mare a rămas doar o amintire plăcută. Ei și-ar fi dorit să vadă litoralul și în acest an, însă au înțeles faptul că nu sunt bani. Ai fost la mare anul trecut? Da. Ți-a plăcut? Da. Anul ăsta vei merge? Ne-ar plăcea să mergem, dar știm că este criză și centrul nu are fonduri pentru a merge și anul acesta. Anul trecut ai fost la mare? Da. Anul acesta? Nu, că n-am fonduri, dar ne-am dorit să mergem la mare. V-a plăcut anul trecut? Da. Anul ăsta știți unde veți merge? Nu. Ai fost vreodată la mare? Nu. Vrei să vezi marea? Da. Anul trecut, 10 copii de la centrul de zi au petrecut o săptămână la mare în stațiunea Costinești.